O tânără din Salcea, actualmente elevă în clasa 11-a la Colegiul Național Ștefan cel Mare Suceava, și-a adjudecat trofeul concursului național de literatură Moștenirea Văcăreștilor, desfășurat săptămâna trecută la Târgoviște. Nicoleta Ancuța Florescu este elevă în clasa 11-a la Științe Sociale, iar în cadrul competiției din Târgoviște a participat cu un grupaj de poezii contemporane. Poezia contemporană nu respectă standardele poeziei clasice, lansând deseori idei îndrăznețe, curajoase. Poeziile cu care m-am înscris promovează idei despre dragoste, singurătate, sentimente, revoltă. Moștenirea Văcăreștilor e un concurs pe care îl apreciez și care are o reputație puternică, mai ales datorită juriului. De asemenea, am mai câștigat trofeul competiției și în 2019, tot cu poeziile mele, a mărturisit tânăra. De altfel, din 2018, de la prima participare a tinerei la un concurs de acest fel, aceasta a adunat în palmaresul său numeroase distinții importante. Activitatea sa literară e una bogată. A publicat în revistele Hyperion, Bucovina Literară, Literatura, 1000 de semne, a obținut premii în cadrul la diferite concursuri literare. Trofeul Festivalului Concurs Național de Literatură Moștenirea Văcăreștilor 2019, premiul Teatrului Municipal Târgoviște Concurs Național de Poezie, același Cer ce nu e, premiul întâi la Concursul Național de Poezie Iulia Hașdeu, premiul Constantin Ștefuriuc și premiul Magda Iasanos în cadrul Festivalului Concurs Național Rezonanțe Udeștene, premiul întâi și premiul Familiei Cosmei în cadrul Festivalului de Poezie Ion Cosmei, premiul întâi în cadrul Concursului de Literatură POV 21, premiul întâi la Concursul Național Radu Stanca. Competiția a fost structurată pe 4 secțiuni de creație: poezie, proză scurtă, teatru scurt și eseu. Pentru ediția de anul acesta, invitația de participare a adunat 88 de lucrări. Juriul a fost format din scriitori, critici literari, profesori, membri ai Uniunii Scriitorilor din România, președinte onorific academicianul Mihai Cimpoi, membru de onoare al Academiei Române, George Coandă, poezie, critic și istoric literar, redactor șef al revistei Eroica, George Piteș, proză, poet, prozator, epigramist, traducător, George Toma Veseliu, teatru, profesor, prozator, poet, istoric și critic literar, profesor universitar dr. Victor Petrescu, vicepreședinte al Societății Scriitorilor Târgovișteni, secretarul juriului profesor Mihai Stan, președinte al Societății Scriitorilor Târgovișteni, redactor șef al revistei Litere. Suceava a avut mai mulți laureați în cadrul ediției din acest an. La secțiunea poeziei au mai fost recompensați cu premii următorii: premiul 3 Raluca Antonia Ilie, Comuna Mălini, mențiune Ana Pasanciu, Comuna Moldovița, premiul special al revistei Armonia, Alexia Plăcintă, municipiul Suceava, premiul special al revistei Prezentul Speranței, Gheorghe Varganici, Fălticeni. La secțiunea proza a obținut premiul special al revistei Eroica, Maria Parascheva Macoveiciuc din municipiul Suceava. La secțiunea teatru, Carina Vasilică și-a adjudecat premiul național, premiul 2 a fost obținut de Alexia Beleca din Gura Humorului. Premiul 3, Laurențiu Bitere din Suceava, cu premiul special al revistei Viața Basarabiei, a fost recompensată Sabina Tănase din Boroaia.